Salut! Astăzi vă voi arăta cum să scăpați de eroarea Windows is not new. Primul lucru de care avem nevoie este un program numit RemoveWAT. Intrăm pe Google, scriem RemoveWAT. Accesăm primul link. Și îl vom downloada de pe Mediafire. Eu l-am downloadat deja, deci nu mai are rost încă o dată. Aici este programul arhivat. Îl vom dezarhiva. Aici este folderul. Deschidem. Și vom deschide acest program. Aici vom apăsa pe butonul RemoveWAT și OK pentru cei care au problema. Eu mi-am rezolvat deja problema cu această eroare, deci nu mai are rost încă o dată. După ce calculatorul se va restarta, acesta va funcționa normal. Cam asta a fost, ne vedem data viitoare, ciao!